Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 22 iunie, ești prietenoasă și sociabilă, cu un simț neobișnuit al umorului. Pari mai vorbărață și nu atât de susceptibilă la deznădejde ca majoritatea racilor, dar în adâncul sufletului tău ești fel de practică și intenționată ca și ceilalți reprezentanței acestui semn. Stabilitatea materială este una dintre preocupările tale principale, dedicat în mod deosebit familiei și prietenilor, nu ești mai puțin preocupată de bunăstarea lor decât de, de propria ta persoană. Atenția la bani nu înseamnă că ești la coma, doar nu vrei să pierzi nimic. Ca o calitate bună, cumperi doar ceea ce va dura multă timp. Într-un fel sau altul, consideri viața ca un roman fascinant, ca o aventură. Drama vieții te atrage în mod necontrolat și este dificil pentru tine să reziști tentație unei călătorii interesante, unei situații interesante sau unei relații de iubire secrete. Pronunțat romantică, nu ascunzi aspirațiile și dorințele tale în fața publicului. Cu toate acestea, romantismul ascuns găsește o deosebită plăcere în exprimarea fanteziilor. Ești liniștită și timidă? Comportamentul tău este blând și lăudabil, nimeni cu excepția mea nu ar trebui să știe despre sentimentele mele, acesta este motoul tău, dacă ești îndrăgostită sau într-o stare de căutări pentru o nouă aventură, nici nu-ți poți aminti legătura cu viața de zi cu zi, poți fi stăpâna genială a propriei case și gardianul unei vetre de familie, din păcate. Căderile care se întâmplă în viața ta sunt abrupte și dureroase, astfel încât depresia și tulburările nervoase nu sunt neobișnuite pentru tine. După ce ai trecut printr-o serie de dezamăgiri, te poți acori și te poți retrage în, în tine însă de lungul anilor, autoizolarea este uneori complicată. În acest caz, începi să trăiești în trecut, ceea ce ți se pare mai romantic decât evenimentele actuale semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, milă, romantism, diligență. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente, dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău, ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele, cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii. Tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, din potrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume, dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzut în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, Reușești pentru că semnul Zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor, căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna, Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta, Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a renunța la emoții și pentru lipsa calităților de conducere. În ciuda vigorii tale în căutarea unor noi aventuri de dragoste, ești un proprietar foarte zelos. Casa ta este întotdeauna plină de oaspeți, pentru că ești ospitalieră, pe lângă faptul că știi să arunci praf în ochii oaspeților prietenii cred în infailibilitatea ta, iar partenerul se scalde în dragoste și respect. Tu ai o bogată experiență de viață pe care o împărtășești cu bucurie, omițând de detalii la afacerilor de dragoste. Rară ori îți dai seama cât de mare este nevoia ta de a-ți controla mediul emoțional. Conform înțelegerii tale, tu însă te afli completă la mila simțurilor. Dar, atunci când vorbești despre cineva, despre dragostea ta sau despre cel la care te gândești în mod constant, îți consolideze dominația asupra obiectului pasiunii. Ciuda cum poate părea, dar lumea fantezii în care te-ai născut, într-un mod complet de neînțeles, influențează însă și realitatea, schimbând-o spre bine. Tu ești ca și când plutești pe valurile vieții într-o direcție necunoscută, ascultând-o doar chemarea visurilor și dorințelor, în căutarea următorului adăpost pentru suflet și inimă, tu poți să te străduiești să dezvolți în sine cele mai înalte forme de spiritualitate și de conștiință de sine. Așa cum am menționat deja, puterea impactului tău emoțional asupra altora este foarte mare, astfel că ceilalți, foarte curând, află ce este permis și ce este interzis, prin stabilirea granițelor invizibile și deschiderea ușilor invizibile. Tu reușești să exerciți o influență puternică asupra celor dragi, te distingi față de alții nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești naturală, blândă, emoțională, în dragoste ești posesivă, disperată, imprevizibilă și îți poți pierde controlul, tu acorzi o mare importanță plăcerilor senzuale, dar îți este rușine dezlăbiciunată ta și te poți ascunde în spatele unei presupuse răceli cum afectează data de 22 iunie soarta ta? ai o sursă de energie creativă inepuizabilă și o viziune nestandardă a oricărei situații. Hotărâtă prin natura ta, îți păstrezi propriile forțe cu un accent plin de zel care te îndreaptă spre scopul dorit. Generozitatea ta este întotdeauna sărbătorită de alții. Carisma născută și stima de sine te fac extraordinar de atractivă pentru oamenii din jurul tău. În spatele calmului exterior se ascund adesea o serie de emoții impetuase, sensualitatea și dragostea te obligă să reacționezi violentă la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, veselia inerentă îți permite să creezi o atmosferă festivă în fiecare zi, viața ta este interesantă și plină de evenimente plăcute, în esența ta, ești un mare aventurier? ești atrasă de diversitate și hobby-urile tale care trebuie să fie legate de adrenalină. Pătrunzând într-o relație de dragoste, îți poți pierde capul. Obsedată de subiectul adorației tale, ești pregătită pentru orice acte chiar riscante. În viața de familie, totuși manifeste responsabilitate, menaj și îngrijire pentru toți membrii familiei tale. Credincioșia îți permite să creezi și să menții relații cu a doua jumătate pentru o viață întreagă. Universul ți-a dăruit cu generozitate calități pozitive, care ți permis să trăiești o viață decentă, să atingi succesul în profesia lasă, să creezi o familie puternică și, în același timp, să fii subiectă de imitație pentru mediul tău. Vei avea întotdeauna noroc pe calea aleasă. tu ai încredere în viitor. Tu vezi toate evenimentele numai într-un mod pozitiv, dar și crezi că o nouă zi va deschide și mai multe oportunități pentru tine. Uneori, spiritul visătorului, inerenție, te divorțează de realitate încât în momente de contact cu ceva neplăcut pe care nu-l poți realiza, poți ajunge la distrugerea principiilor și a idealurilor interioare în contact cu subminarea stării emoționale. Blocându-te în tine însăți, poți căuta singurătate singură cu tine însă este mult mai ușor să continui să trăiești și să crezi în iluzii. Din păcate, nu este atât de ușor să fii scoasă din această stare. De regulă, rudele și prietenii trebuie să depună mult efort pentru a te reimplica în viața de zi cu zi. Dragoste și compatibilitate Este dificil să simți încredere în cineva. Dacă într-o relație de dragoste te simți vulnerabilă, atunci te ascunzi în armura ta. Dar dacă încrederea triumfă, te vei arăta ca un partener credincios, constant și iubitor. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu scorpionul, fecioara, capricornul, taurul și pești. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu balanța, săgetătorul și leul. Cele mai multe alianțe nerăușite sunt cu berbecul, gemenii, racul și extrem de rar cu vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră Aventurismul în toate manifestările sale este crezul vieții tale. Tu vezi viața în mod complet diferit. Pentru tine, viața este o călătorie fascinantă, în care există loc atât pentru povești romantice, cât și pentru carieră. Ești muncitoare, așa că aproape în întotdeauna poți face o carieră de succes. Adevărat, ești predispusă la depresie, care afectează adesea traiectoria creșterii carierei. Suișurile și coborâșurile sunt frecvente și nu este deloc surprinzător faptul că datorită excentricității, pot suferi adesea de tulburări nervoase. Echilibrarea ta poate survemi ca urmarea unei căsătorii sau chiar prietenii cu oamenii din Scorpion, Taur și Pești. În profesie, îți poți demonstra cu tărie talentul, poți deveni prezentator de televiziune sau actor de film și, în plus, nu ești indiferentă față de cazurile care implică invenția ceva nou. Te poți exprima în mecanică, televiziune și radio, activități științifice și muzică. Sănătate și boli. Ar trebui să fii atentă la pielea ta, deoarece poți prezenta diverse tulburări dermatologice. Alergiile pot fi foarte frecvente. Având un sistem digestiv sensibil, reacționezi ușor la orice schimbare în dietă. Ești foarte pretențioasă în privința alimentelor, iar gusturile tale se schimbă destul de des, deci este mai bine să-ți aranjezi mesele în mod regulat și acasă. În ceea ce privește exercițiile fizice, ți se recomandă doar mersul pe jos și notul. Ești predispusă la bronșită și alte boli pulmonare, așa că ar trebui să mănânci mai multe produse lactate, dacă nu prezinți o alergie în acest sens. Destinul și norocul, universul ți-a dăruit o natură fermă, ești muncitoare, cu voință puternică, persistentă, nobilă, ai un mare potențial creativ. O sănătate bună și o mare intuiție. Ești bună, generoasă, de la o vârstă fragedă, ai manifestat independență. În prima jumătate a vieții, dificultățile și obstacolele sunt posibile, dar la maturitate vei reuși, vei atinge bunăstarea. Căsătoria va fi fericită, în casă ai o atmosferă de iubire și înțelegere. Ești foarte bună în a face bani, ești norocoasă în ceea ce privește banii. Sfaturi pentru tine. Este clar că ai opinii proprii cu privire la toate aspectele, politice, economice, sociale, dar nu trebuie să te opui independenței și originalității atât de sincer. Recunoaște puterea de a-ți proiecta visele în realitate. Ferește-te să fii geloasă și posesivă. Învață să mai cedezi din când în când. Atunci când pierzi, acceptă cu eleganță înfrângerea și apoi mergi mai departe. Învață din experiențe. Învață să trăiești în lumea reală. Nu este așa de rău. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și-a amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil apreciez în mod deosebit atunci când darul este însoțit de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casata este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfășnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos, toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablăuri, rame, antichități, cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu dragorice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uzcaznic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde, inel cu acva marim sau turcoaz sunt un cadou minunat, lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lingerie scum franțuzesc. ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să-l evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine, te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.